Domn Bobescu, un succes pe care îl așteptăm de ceva timp în fața celor de la Focșani. Da, știm din istorie că nu Buzău nu a reușit niciodată să-i învingă într-un joc oficial, dar până la urmă erau punctele puse în joc. Noi am făcut niște pași greșiți la meciul cu București acasă și chiar nu mai aveam nevoie de încă o eroare. Jucătorii s-au mobilizat exemplar, știm cu toții puterea echipei din Focșani, dar exact ce le-am spus și după meciul de la Baia Mare, chiar dacă am pierdut două puncte în ultimele 4 secunde, noi am câștigat o echipă care a revenit de la minus 4 și astăzi o echipă care a condus ostilitățile tot meciul. Cât de frumos ar fi fost să avem victorie și cu Baia Mare și cu București în momentul de față? Ar fi fost, dar cred că ăsta e farmecul handbalului, că niciodată nu știi ce se poate întâmpla chiar și în acele 4 secunde fatidice de la Baia Mare, dar și până la urmă, faptul că am bucurat oamenii care au venit la sală, sperăm că lumea să devină curioasă să vadă ce handbal practicăm și să vină număr cât mai mare la sală. Cred că este un nou start, atât pentru noi, cât și pentru cei care ne susțin. Ne călesc toate aceste scenarii din care am început în debutul sezonului de la Agonie la Extaz pentru alte rezultate promisătoare în perioada imediat următoare? Cu siguranță momentele, să spunem, mai puțin fericite, întotdeauna îți dau noi învățăminte. Probabil dintr-un eșec înveți mult mai mult decât dintr-o victorie. Victoria te relaxează, dar noi avem jucători muncitori, avem jucători cu calități, avem un staff bine pus la punct, condiții foarte bune și nimic nu ne oprește în a obține rezultatele pe care ne le dorim de atâta timp.